Hei, hei, hei! Bună seara, dragii mei! Ce faceți, mă? Howlets, bobles! Hai, vă salut, vă salut! Ce face chat, chat? Am zis că facem și noi 20 de lei culescu. Am făcut o laie. Ia uite, bă, trăiește Leonar, bă! Ia uitați-vă, bă, că Leonar trăiește, bă! Doamne, care a zis, bă, că ăsta e plecat? Dincolo. Care ați zis, mă, că-i plecat ăsta dincolo, mă? Ai reînviat? Ai, ce viață pe unii, mă, băiatule, mă. Bun, salutare, salutare tuturor. Salut Robert Ale, salut Leonard, salut Marius, Vasile, este aici Leon, Gabriel, te salut, Leon. Te-a nebunit TTS-ul ăla, Leon. Te-a nebunit. Salut, Smile When Die. Te salut, omule. Și mersi mult. Salut, Robert, Adrian. Ce mai e acolo? Ferăstrenul, l-am salutat. Mr. Z, salutare și ție, Mr. Z. Care-i treaba, mă? Nu mai am membru. Păi mai cumpărăți, mă. Mai cumpărăți, mă, dacă vrei să ai. Ia uite, mă, la el, a plătit o lună și gata. O, să trăiască domnul Alin, să trăiți, să trăiți. Acum mă bag la el o cursă de 6200. Doamne ferește. 6200 de kilometri face Leon Gabriel fără volan, ca să înțelegeți. Vă imaginați cum joacă el ETS2, nu? Da. Da, da, ce să facem? Fuge, el zboară. Mai degrabă teleportezi, bă, și gata. N-am pus să te bucuri de nimic. Păi aia zic. Aia zic. Fraților, în seara astea avem review la Dayrail Valley Simulator. Un joc, un simulator ce a fost recomandat aseară de cine credeți? O, să trăiți, domnul Ovidiu, să trăiți. De Smile When Die. Și tot cu ajutorul lui am prilejul și facilitatea de a vă arăta joculețul ăsta și vouă. Știu că mulți dintre voi poate îl știu. Eu îl știu și eu de ceva timp, doar că nu m-am împins acolo, nu m-am împins să-l iau. Nu l-am luat nici acum, l-am cu share de la Smile When Die, căruia îi mulțumesc, mersi frumos, Smile. Și bă, am stat aseară vreo oră jumătate după ce am închis live-ul și am intrat în el. Am făcut tutorialul. Băi, frumușel, nu e rău. Nu e rău, dar atât am făcut, nu mai mult. Astăzi urmează să iau prima cursă în joculețul ăsta, așa că rămâneți alături de mine să vedem ce se întâmplă acolo și care e treaba. Grafica e una mai mult decât decentă. Are parte de niște lumini foarte, foarte frumoase. Vreme dinamică. Detalii, credeți-mă pe cuvânt. E cu 2-3 numere mai sus decât, mă refer la nivel de detalii, decât ce am jucat noi simulator de trenuri până în momentul ăsta. E un joc ce se găsește și pentru VR. Dacă ai cască VR și vrei să arăți, băi, taci, atât am zis, și vrei să experimentezi joculețul ăsta, simulatorul ăsta în acest fel, eu zic că merită. Deși calitatea grafică nu o să fie și nu o să se redea pe casca ta de VR, așa cum o am eu în 2K. Așadar, Dayrail Valley va fi jocul de astăzi pe care îl testăm. Nu promit nicio serie, că nu e vorba despre asta, mai ales că jocul nu l-am cumpărat, costă 39 de euro pe Steam și chiar nu-mi permit, dar nu e vorba de asta, e vorba că eu mă bucur că am avut oportunitatea, că am oportunitatea să vi-l arăt și vouă și să-l joc și eu măcar câteva ore prin share-ul oferit de Smile When Die. Da, că și șergătoarele se uzează în joc. Ia uzea, dracu. Deci trebuie să și alimentăm, trebuie să schimbăm și șergătoarele.
E, da, dracu, ce am sesizat eu și nu e cine știe ce, e că nu avem locomotive din astea așa, mai ales românești, în niciun caz. Da, sunt foarte puține locomotive, dar promite. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Salut, Costea, binevenit! Are niște chestii frumoase de gameplay, bineînțeles, mai trebuie lucrat la șine și alea, alea. Da, da, da. Au unele texturi sunt super wow, iar altele nu prea. Iar altele arată super nașpa, dar în mare parte e un joc cu o grafică destul de bună, adică decentă. Nu e, dar nici nu e top. Da? O să vedeți imediat. De asta nici cerințele, mi se pare că cerințele, cred că pot să văd și cerințele, dacă nu mă înșel. Numai puțin, că parcă așa știu. Da, cerințe, avem cerințe minime, undeva la un procesor de i5-7400 sau echivalent în Ryzen. Vă trebuie măcar 16 GB de RAM, zice el, și un GTX 650 sau un GTX 650, iar pentru VR îți trebuie 970, atenție, specificații minime. Da. Bun, am înțeles. O să vedem pe viitor. Ce știu, iarăși am mai aflat o chestie. Are parte și de moduri. Bine, nu sunt foarte complexe modurile, preskin-uri, chestii de genul pentru vagoane, pentru... Dar e bine că poți să implementezi așa ceva. Bun, vă spun încă din start că nu am făcut decât tutorialul, nu sunt as, nu am cunoștințe, la fel ca de fiecare dată, nu m-am uitat la nimeni, nu am cercetat, nu am nimic. Efectiv, eu vă ofer experiența mea de o oră jumătate. Deci învățăm lucrurile împreună dacă nu știți și uite, ne mai ajută domnul Smile When Die dacă nu e în World of Tanks. Da. Bun, să-i dăm drumul, da? Ce mai așteptăm? Hai să trecem în full screen acolo. Nu cred că vreți... Vreți muzică pe fundal? Bă, nu știu, cu stricatul motor. Deci nu, v-am spus, nu mă băgați la din astea, că nu știu, adică ce se întâmplă în joculeț. Știu doar că pleci cu o locomotivă, ai nevoie să iei licențe, trebuie să plătești licențele. După aceea, ca să poți să ții, nu știu, să repar locomotiva, trebuie să o duci, nu știu, une, ca să o alimentezi la fel, la service sau ceva de genul. Ce mai era? Taxe, ai de plătit și taxe, adică, na, înțelegeți. Salut, Pineweb, salut, omule, cum e cu Twitch, au băgat ceva? Păi nu știu cu Twitch, n-a băgat. Ai zis că nu stai pe Twitch și tu ai răspuns pe Twitch în loc să scrii pe YouTube. Nu. Nu știu nimic, nu. Dar cred că au și ăștia la o anumită perioadă. Am înțeles, ai primit e-mail că fac live pe Twitch, am înțeles. Da, suntem și pe Twitch, apropo. Ca să știți. 16 persoane? Se putea mai mult dacă ați fi dat și share un pic. Și încearcă mereu să ții locomotiva cu motorul în față, deoarece are nevoie de aer pentru răcire mai bună. Eu tot timpul așa fac. Tot timpul. Încercăm, facem tot posibilul și nu ne grăbim și o lăsăm încet. Hai să vedem ce rezolvăm. Deci așa rămâne, fără muzică, da? Ne-am înțeles? Salut Alex. Salut. Mersi încă o dată pentru gestul de aseară. Săptămâna asta încercăm să pătrundem și un live cu un scenariu de pe ruta ta.
Că trebuie să văd cum fac, am promis giveaway-ul, adică mor cop trebuie, doar cred că o să te contactez eu în privat, nu știu, o să văd ca să fac rost de ok de la Rayforce, o plătesc, vreau doar ok, știi, ca să pot să o dau giveaway, ca să nu trebuiască să plătesc eu să-i cumpăr pe cont, pe bla bla bla, dar asta o să vorbim noi după aceea, da. Am înțeles, nu-i nimic, o să rămână salvat, adică o să fie public, o să rămână public. Dar o să te contactez ca să văd cum plătesc ca să intru în posesia unei chei ca să o dau. Da, o să vorbim. Când am bănuții, că stăm cu minței. Așteptăm, de asta am zis că mai aștept un pic. Astăzi 25 de lei au ieșit la șpac. Nici mâncare n-am scos-o bine. Da, o să vedem, o să vedem. Bun, hai să dăm drumul, hai să dăm drumul. Băi, sincer, parcă începe să-mi placă joculețul, dar o să vedeți imediat. Păcat că nu avem conținut românesc și păcat că nu se poate aduna, nu se pot aduna toate detaliile astea într-un singur joc, știi? Da, na, asta e. Hai să dăm drumul. Continuăm așadar. Rulați salvarea selectată. Păi cred că e aia, nu știu. Ia uitați, până la două am stat aseară, până la două fără 5 minute. Da, e mișto în VR, da, asta spuneam și eu, dar na, nu știu ce să zic grafic vorbind. Cred că, da, experiența e super wow, dar totuși mai bine se vede. Din ce am eu experiență, că am avut și eu VR, mai bine se vede pe un monitor, mai clar. Salut, Denis, binevenit. Da, e un joc încă în dezvoltare, deci el a ieșit la lumină de prin 2019, dar mai are de mâncat pâine, cum să spunem. Când sunteți gata, puteți obține prima comandă aici, găsiți una pentru care aveți licență și introduceți în validatorul de comenzi. Apasă pe Space pentru a continua. Bun, ideea e că puteți introduce comanda de livrare aici pentru a începe treaba când ați ales una. Da, mă, stai un pic că n-am ales. Mamă, ce mă grăbește! Puteți folosi canapelele și paturi pentru a dormi și pentru a avansa timpul în joc. Am înțeles, dar nu vreau. Asta este, acum sunteți pe cont propriu, urmați instructajul de pe pentru a vă finaliza comanda. Sigur, sigur. Deci fiți atenți. Fii atent că pot să iau și hârtia de aici. Ia uite. Stai și o să o pun aici. Ok. Și pixul pot să-l iau. Bun. Și ce nevoie am eu de pix și hârtie? Hai că de pix ar putea să am nevoie, dar de hârtie? Adică dacă am nevoie de pix, cu siguranță am nevoie și de hârtie, nu? În fine, ce mai e fain în joculețul ăsta? Că e first person, boșilor. Primul, bine, nu primul, că mai e TZV-ul care e tot așa, dar e primul genul că ai și VR-ul și poți să faci multe. Ah, uite mă, stai așa, cred că poți să bagi hârtie aici. Ba nu, nu poți să bagi hârtie aici. Sunt de decor și de ce mă lasă să le iau? Da, laptopul. Pot să fac ceva cu laptopul? Nu pot. Pentru a scrie cererea de mărire de salariu și dacă nu merge pentru a scrie demisia? Băi, eu sper să meargă, mă. Eu sper să meargă. Bun, aici avem joburile noastre. Ideea este că noi putem să luăm doar transport de marfă. Deci atât avem posibilitatea să transportăm marfă. Altceva nu avem licență. Nu mai știu exact cum văd licențele, că nu mai știu. Mai cum mai? Cum mai? Cum văd licențele? Cum am văd licențele? Stați așa un pic. Stați un pic. Da, nu mai știu. Știu că mi-a dat licența asta de transport marfă și cam atât. În fine, hai să luăm prima ofertă să ne uităm pe ea. Zice că long to, nu avem long, deci nu pot să fac asta. Vedeți că cere jos la cerințe pentru ce. Apropo, e și în română, dacă vrei să joci în română. Da. Bă, dar parcă stai mă că nu văd. Ia uite, dracu, a început haterul. Mi-a crescut părul, este? Bă, ce om, bă, ce om, dar bine că ai venit, mă, bine că ai venit, stresule. Bun, deci aia nu putem face. Dar
aparatul manager și carieră și apeși pe licențe. Aici? Stai așa să dau în jos. Stai așa un pic să vedem ce licențe avem noi. Deci avem așa, mecanic de tren, e logic, transport de marfă, manevre, 1000 de dolari, deci nu pot să fac manevre. Oh. Ok, nu am nimic. Întreținere manuală, transport logistic, locomotivă de ea, atâta putem noi să conducem în momentul ăsta. Stai să dăm mai jos. Oare cum pot să dau mai jos ca să nu... Nu pot. Nu este o tastă pentru chestia asta. Și tu mă iubești? Să-ți fie țărâna ușoară. Da, nu, stai. Păi și ce, eu nu pot să iau acum? Stai așa, pentru locomotive de astea, comenzi simultane, lungime tren, 10.000, nu am 10.000. Deci, uite, eu nu pot să le iau nici pe astea. Stai așa că eu nu pot să le iau nici pe astea. Care sunt cu lungime tren? Uite, asta nu pot să le iau. Nu știu ce înseamnă, nu știu ce înseamnă asta. Stai așa, cum îi spunem. FH-ul ăsta. Ce înseamnă? Stai că voi nu vedeți acum, că sunt eu aici. Stai, bă, că nu... Ah! Stai așa să-l pun pe masă ca să vedeți la ce mă refer. Ăsta, mă. Vedeți? Ce înseamnă? Freight, haul. Deci ăsta pot să-l fac. Și că Forza Horizon. N-am, mă, gata, mă, m-a spart ăsta. Asta alătă. Alătă ca să ce? Să mă uit? Nu știu. În fine. Ăsta pot să-l iau? Stai așa că mai am unul cu verde. Și ăsta pot să-l iau. Pe ăsta cât îmi dă? Pe ăsta îmi dă 15.000, iar pe nenorocitul ălalt îmi dă 17.000. Pe care îl luăm? Livrați, deci ăsta livrăm role de oțel, plăci de oțel și bare de oțel. Iar la ălaltul livrăm, nu știu, niște vagoane. Nu, hai să luăm pe ăsta. Îl luăm pe ăsta? La tone. Păi de ce? Nu pot să duc? Câte tone pot să duc? Sau de ce? La ce te referi? 72 de metri. Păi na, mă, suntem la început, e prima, e primul nostru job. Și tu acum. E primul nostru job, ce să... E bun așa, ce ai? Mai mult de 300 de tone. A, da, mă, dar n-am eu locomotiv. De alea, da, bine că mi-ai zis. Bun, aici trebuie să băgăm comanda. Hai să vedem. Prima dată. Ok, ăsta e livretul nostru, cred că. Transport de marfă, ia. Pa, 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 pa. E și cu timp? E cu timp, parcă, că așa e scrie acolo. Stai să văd dacă știu unde să mă duc. Cu plăm, pas 1, SM stație. La B20, calea ferată B20. Stai să văd care era... B20. Păi B-ul e aici. Asta nu e bine. Mă uit vizual, că nu știu care e B20-ul. Ăsta e. Ăsta o fi? B60. B31. B20, uite-l, uite-l, ăsta e. Ok. Stați așa un pic. A, aici e bă, uite, B20. Asta e a doua. Foarte bine, gata, mă. Și livretul ăla cum îl scot înapoi? Stai că nu mai găsesc livretul să mă bată tata. Unii... A, pe tasta 8, 7, 8. Fabrică de mașini. La următoare locație. Lasă-mă până la următoarea locație. Hai să tractăm, să băgăm ăsta aici pe linie. Am înțeles. Unde e locomotiva noastră? Salut, Big Ben. Salut. Da, mersi, mersi, mersi. A, locomotiva e la... Ok, stați așa ca să ne mișcăm mai repede. Deci că avem o opțiune. Să ne mișcăm mai repede. Are un teleport, un fel de teleport, așa, da. Pui și el te dă mai repede. Normal poți să și fugi, așa, în first person. Dar ajungi mâine. Înțelegeți?
Am înțeles, îl bag la sfârșit. Bun. Eu am pornit locomotiva, că am fost mai devreme aici, am întors-o, că am scos-o de undeva de acolo. Da? Ca să ne înțelegem. Stați așa să mă urc sus. Opa! Vehicul trebuie să fie staționat pentru a continua. Vă rugăm să-l opriți și să săriți sau săriți peste tutorial și găsiți altul. Păi, da mă, boss, de unde să știu? Păi nu-i pornit, ce-i pornit ăsta? Dar ce are dacă e pornit? E pornit, bă. Stai să vedem dacă e pornit, stai așa. Stai așa, să tragem frâna. Să mă bată tata. Ok, să ne așezăm un pic. Stați așa să vedem dacă mai știu frânele care sunt. A, păi nu porni, mă, că nu merge nimic, ești nebun. Păi ce ai făcut, mă, nene, că nu merge? Nu-i pornit. Ba da, mai pornit. Stai așa, trebuie doar să-i dau de maro. Aha! Aha! A, trebuie să și merg când folosesc ăla? A, nu știam. Salut, Cluj Arena, bine venit. E pentru VR cel mai probabil. E și pentru VR, dar merge și așa. Bun, luminile sunt aprinse. Goarnă avem. Să mă bată tata ce goarnă avem. Nebunilor, ce sunteți nebuni. Bun. Schimbăm pentru... stai. Stai că nu mai știu care era, să mă bată tata. Nu mai știu care era pentru inversor înainte, Y. Păi nu merge, mă. Și pentru accelerație era... A, dar nu merge, mă, nimic. Păi și pe asta cum o scot de pe linie? Că ăsta nu mai accelerează acum. Bă, să mă bată tata. Îi dau manual? Îi dau manual, asta e. Dar puteam să jur că... Unde văd cât combustibil am? Combustibil, uite aici, e pe verde, e full. N-ai treabă, mă. Ești pe realist, folosești mouse-ul. Da, 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 e... A, da, de asta că am apăsat alătău, din cauza lui... Din cauza lui, cum îi zice, mă? Lui Alin m-a pus. Alin m-a pus. Stați așa să-i dau mai în față. Dar nu, că nu merge nici așa. Nu merge. Uite, nu merge, nici dacă... păi ce-i făcut, mă? Nu merge, mă. Ok, lasă-l așa, că mă descurc așa. Mă descurc, mă descurc, mă descurc. Da, 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 știu, Aline, știu. Da, da, acum nu o să-l am cu motorul în față. Aaa, pe ce-i făcut, mă, nene? Bă, mai trebuie să trec din coace. Stați așa că trebuie să trec și din macazul ăsta. E cu stație, schimb macazul din locomotivă. E, da, dracu, ce ai. Dar poți să te și dai jos să schimb macazul, știi? Dar de ce nu stai și tu pe mijloc? Păi, dar nu pe mijloc, aici trebuie să stea un mecanic de locomotivă, nu pe mijloc. Hai să oprim. Am zis să oprim. Asta zic. Bravo. Bravo. Acum dăm inversorul înapoi. Și hai să schimbăm macazul. Dacă mai știu. Așa. Și îl dăm pe partea asta. Să meargă înainte. Bun. Am dat inversorul, scoatem frâna și dăm înapoi. Bă, v-am spus că știu. Ce dracu, bă, că n-am făcut degeaba instructajul. Sas. Am înțeles. Dar de ce? Care e logica? Zim care e logica, ca să știu și eu.
Mersi frumos pentru susținere, Andrei Ferăstrelu, a doua lună de membership. Mulțumesc frumos pentru susținere, Andrei. Mai dăm o goară și noi. Mai una. Asta zic. Știți ce nu-mi plac? Nu-mi plac marginile astea care mi le arată la piese. N-aș fi vrut să aibă conturul ăsta, știi? Opa, stai așa, frână. Frână, frână, că nu știu aici macazul cum e. E că trebuie să mă dau jos să văd. Dați așa un pic. Hop. Stai așa. Și că 5 stânga, 5... A, ba nu, ăsta e macazul, scuze-mă. Aici mi-a arătat viteza cu care trebuie să circul eu. Mă bate, ce vreți? Salut, lumină, salut. Nu uita să schimb macazul până la B20. Acum, boss, acum, stai așa să văd unde e B20, un colo e. Deci asta înseamnă că trebuie să schimb macazul aici. Și manual trebuie să o fac. Pac, frumos. Hai să vedem următorul. Aici e bine. Aici se duce... Se duce bine. Și aici se duce rău. Aici trebuie să schimbăm macazul. Pac, frumos, gata. Am schimbat manual, bă, ca să vedeți că puteți să schimbați și manual. Dar poți să faci și cu stația. Înțelegeți? A, eu n-am, sunt mai de la țară, așa, și... Da, ați înțeles voi ideea. Da, așa n-am, bă, n-arată rău. Doar, uite, la calea ferată nu-mi plac. Uite, vedeți? Astea sunt poze, nu e piesă 3D. E o piesă 3D, dar e... Pur și simplu o poză aplicată peste ea, știi? Nu e cu șuruburi să se vadă frumos, bla bla bla, ați înțeles? Bă, scoatem frâna. Și... go! Și o goarnă frumos. Ei. Asta zic. Asta, de asta aș fi vrut din taste, ca să pot să mă uit, știi? Dar merge și din taste. Merge și din taste, să știți. Nu știu care e goarna, care e goarna. Cum e? E bine, Smile? Mă descurc? Ai uitat să vezi din ce direcție trebuie să mergi cu transportul. A, da, nu m-am mai uitat la asta. Stai așa că opresc acum înainte de cuplare, stai așa. Intru acum pe B20 și văd imediat. Frână. Așa, hai să băgăm să vedem. Trebuie să mergem la fabrica de mașini și oraș, adică la fabrica de mașini. Ce cod are? Să mă bată tata dacă știu codul. Nu știu codul, boșilor. Fabrica de mașini, care e fabrica? FM? Eu sunt la SM acum. Să mă bată tata dacă știu. Uită-te pe hartă. Păi pe hartă mă uit, nu vezi? Dar nu mi-arată. Unde mi-arată codurile astea? Stați așa un pic. SM, FM. Gata, mă. Fermă, nu e. Fabrică de alimente. Nu e. Ia, uite, mă. Mărfuri și oraș. Nu. Mamă, câte locații. Ești nebun. Unde, mă, ăla, mă, mâncava-ș talentul vostru? Fabrică de mașini. Asta zic. MF, mă. La MF trebuie să mergem și la ce linie? Aoleu, stați așa că e groasă treaba. MF. MF e sus. A, e bine, mă. E bine, eu să-l las M. E bine, cred. MF, deci eu trebuie să mă duc pe la OVC, CSV și după aia să ajung la MF. Intră pe comandă să vezi și linia. Imediat. Stați așa un pic. Stai așa să vezi și comanda. MF, linia C4I. Băi, da dracu, mă, câte crahaturi. Aici trebuie caiet, trebuie să notezi, mă. Deci, bune dacă nu, că le uiți. Aici trebuie să ai un caiet lângă și să le scrii, că altfel ce faci? Stai tot timpul și te uiți aici? Hai să facem cuplarea, să vedeți ce tare e cuplarea. E super tare cuplarea.
Bun. Și acum ar trebui să mă uit din coace și să văd C-ul. C4I. Ce? C4I. Oh, e abia, e ultima. Și eu vin din sud, ia să vedem. E complicat rău. Și o să vin din sud, deci în dreapta mea o să fie când mă duc eu încolo. În dreapta mea o să fie. Ne mai uităm o dată. Da, în dreapta mea o să fie. Că mă duc în nord eu. Corect. Bun, hai să cuplăm. Ia dracu de complex, ce ai mă, ești nebun? Dar nu-mi place că nu pot... Cum dau ca să dau din butoane? Că eu vreau să văd! Să mă bată tata! Nu merge, mă! Ce mă enervează! Da, cuplarea e bestială, o să vedeți imediat. Am pus dificultate nu normală, am pus dificultate mare. De asta, că am pus dificultate mare, pe bune, stai să trag frâna. Hai să arătăm cuplarea la băieți, stai așa să scot de pe inversor. Să dau pe neutru. Și acum să facem cuplarea, băieții. Ce tare cuplarea, ia, fiți atenți aici. Luăm ăsta de aici și îl punem aici și acum înșurubăm. Lasă-l mă acolo cum l-am pus eu. Dar unde e șurubul ăla? Stai așa că trebuie să... așa. Pac, l-am adunat. Acum îl iau pe ăsta și cuplez acolo și cam atât. I-am mufat aerul. A, dăm drumul la conducte. Corect. Și la asta. A? Stai crunch. Lasă-mă că mă descurc așa. Uite, am rezolvat ce ai. Dar ce nu știu eu. Gata. Și acum să ieșim afară. Am făcut cuplarea, să dezevânt. Băi, mă descurc sau nu? Eu zic să-mi ieși pe încredere, prea mult planning strică. care e albastru? Dar n-ai treabă, la albastru e pentru locomotive, dacă ai două locomotive. Ăla se cuplează. Pe vagoane, dacă sunt alea care trebuie. Alea sunt, că m-am uitat. Ia uite, două vagoane cu tablă, cu rolă de tablă. Și unul cu... tablă din asta groasă. Vezi? Ți-am zis. Păi erau niște locomotive, dar nu sunt ale mele. Și ăsta niște stâlpi de fier. Nu știu ce sunt ăștia. Dar am tot ce trebuie. Gata, am cuplat. Lumina e aprinsă. Super, gata, plecăm. Ai și opțiunea să apeși F dacă vrei. Pac, închis tot frumos. Bă, nu uitați de like, share, alea, vă place sau nu vă place? Așa, nu știu geam dacă se deschide geamul, că n-am sese. Mama, dracu, am o țânțar pe aici și mi-a luat spray-ul nevastă mea. Mamă, mă termină țânțarii. Te-am convins? Aia zic. Gata. Băgăm inversorul. A, stai, ce ai zis, Smile, cum fac? Stai așa să vedem. Stai așa că mi-a zis omul ăsta și vreau să salvez. Stai așa, suprascrie salvare. Punk. Așa. Salvare hardcore este activată. Și cum modific? Ok. Da, nu știu cum modific, mă, Smile. Cum dau ca să pot să folosesc butoanele, frate? Eu am dat pe hardcore, eu nu știam că asta înseamnă hardcore, adică doar dai de butoane. Mamă, nu mai pot, mă sparge, stați așa să mă duc. Dau cu spray aici.
Asta mă dă-i mătiță scot. Vai, 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 vai. Ia vezi din setări. Când vizual, dar de ce nu poți dau mai mult? Era 70, mă. Control ecran avansat. Cu țânțarii mă bat. Lasă-l așa la 70. Sau hai 65. Nu e. Reconfigurați controlele tastaturii. Păi nu merge. Aaa, mi le arată aici, mă. A, mi le arată toate, mă. A, bravo, mă. Ok, el mi le arată aici toate, dar... Mi-a scos fișier cu tastatură, ce trebuie să apăs eu. Bravo, mă. Bravo. Dar lăsăm asta la o parte un pic. Stați așa un pic, că nu e, eu nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit. Unde dau să schimb ăla? Mergem așa pe manual, lăsăm așa, nu mai știu unde. Lăsăm așa pe manual, oricum e jocul lui Smile. Adică dacă greșim și facem ceva buleală, ea lui nu ne interesează. Înțelegeți? Lasă-mă, că îi dăm manual așa și gata. Îi dăm așa pe hardcore. Hardcore, tată. Aș fi vrut să pot să... Că am mers ieri, dar am schimbat eu, știu sigur că am schimbat. Salut, presă cariu, salut. Andrei, salut. Ce să schimbe? Am fost să mănânc. Bă, dificultatea, mă, că nu mă lasă să dau din taste, să poftă, mă, să-ți fie de bine. Doar cu mouse-ul atâta, nu mă lasă să dau din taste. Eu știu tastele și nu mă lasă. Panorama, dracu. Am și ventilator, ia uite-a dracu, băi, bă, eu zic să plecăm, că nu e bine. Deci mă mai uit odată pe hartă unde trebuie să ajung. Deci trecem pe la FM, bla 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 bla, OVC-ul. E nasol că nu mă arată pe hartă, bă, sau mă arată și nu știu eu să văd. În fine, nu știu. Hai să-i dăm o goarnă și am plecat. Merge? Bă, dar nu m-am uitat, dacă e se poate să fie vagonul înfrânat? Un vagon înfrânat? Cam greu merge. Mamă, ce greu pleacă de pe loc să mă bată tata. S-aude ceva. Ce a crescut aici? Ce e temperatura, bă? Ce faci, mă, că nu plecăm? Oh, avem un cadou oferit de domnul Dan pentru Alin, mă. Mulțumim frumos, domnul Dan, să fie primit, Doamne ajută. Ia uite, bă, Aline, mă. Ce ține lumea la tine, mă? Vezi că ai înfrânat vagonul, cred. Păi și da, și cum văd? Stai. Ceva se întâmplă. Stai așa să verific. Salut, Dane, mersi frumos, omule. Salut, Alex. La spate, aici. Ia. Nu e, mă. Nu e. Stai să văd altul. Nu e. Nu. Ăsta era bulangiu, bă! Ăsta era bulangiu înfrâna, bă!
Bă, ce l-am găsit, bă, bă, scuzați-mă, dar n-am putut să mă abțin. Uite, bă, că ceva mi se, bă, ce dracu, mă. Uite, mie de obicei, da, mersi frumos, mai mi-ai zis tu când l-am aflat singur. Bun, să-i dăm drumul, zic, scoatem frâna. Și goarnă. Hai bă, că merge. Ușor cu presiunea. Aici trebuie să fim atenți. Că dacă se duce peste 90, e groasă treaba. Ia uite ce bine mergem. Asta zic, bosule. Avem și cameră de exterior? Nu merge nici camera de exterior. Nu te cred. Bă, frate, ceva se întâmplă. Bă, nu merge nici camera de exterior, mă. A, bă, cum dracu fac, mă? Că ieri mergea și camera de exterior să văd din exterior. Mamă, ce frumos se aude aici, nebun. Ia-uzi. Bă, dar nu știu cum să dau, mă, dracu, mă, să meargă... Dar mă, s-a dracu. Deci eu trebuie să mă duc în stânga. Bă, sigur merg bine eu. De ce n-am senzația că nu merg bine? Ok, l-am schimbat pe ăsta. L-am schimbat pe ăsta. Dar să-l încet, boss. Coboară la vale. Ia uite-l ce frumos face. Băi, nu știu ce să zic. Stai așa că prinde prea mare viteză. Coboară la vale, fraierușu. Acolo arată 7, dar ăla e 7 mile, nu-i 7 km la oră. Folosește cealaltă frână. Păi ai zis că asta s-o folosesc, mă, acum am spus cealaltă. Nu e asta, asta e independentă și asta e de tren, nu asta trebuie să o folosesc? 7 e 70 de km la oră? A, da? Păi ce nu zici așa, mă? Înseamnă că mai am până la 70. Eu merg cu 30 în puii mei. Mă bată tata dacă știu unde merg. Vezi că scrie în cartea pe care ți-a dat-o, dar eu am timp să citesc cărți. Ce să văd aici? Frumos se vede apa. Nu? Nu cartea aia, păi, dar dacă nu spui, eu știu care carte, boss. Eu nu știu, sunt mic. Eu v-am spus că nu știu. Aaa, păi eu știu care carte, dracu știe, că eu la, mai am, crezi că vă carte pe la mine? Eu nu știu dacă merg bine, aia e.
Eu nu știu dacă merg bine, aia e buba. Normal, ar trebui să văd busola. Se duce în vest, nord-vest. Nord-vest. Da, mă, e bine. Ce ai? Dar până ajungem să mă bată tata. Am înțeles. Calme. N-am. N-am niciun manual de care zici tu. Hai că am prins și eu 50 la oră, deci, bă. A? Ba nu. Am 45. Nu e pe home. N-am tasta pe home. N-am nimic pe home. Bă, da, cântă și greierii, bă. Răsiță de 70. E bine, am 60. Dumnezeu mai înțelege care frână, ce trebuie să... Cum vi se pare până acum? Ah. E mai mișto decât celălalt 3? Decât ăla cu conținut românesc? Nu cred. A? Să fac serie pe live. Doamne, feri. Cum să fac serie pe live? Bă, dar nu știu, mă, tastele, bă, să... Adică știu tastele, dar nu merge. Nu înțeleg de ce nu merg tastele, frate, ca să văd din afară. Bă, dar ce frumos se vede, mă. Păi nu merge, nu merge, nu poți deschide geamul, că am încercat, dar nu merge, nu merge. Bă, dar ce frumos se mișcă, bă. Și cât de mișto arată tot așa, știi? Opa, am macaz în 400 de metri. Unde trebuie să merg eu? În dreapta? Să mă bată tata dacă știu. Bă, dar de ce nu mă arată? Stați așa să opresc trenul. Că eu nu știu unde trebuie să merg, ești nebun? Dreapta? Lasă încet, că nu știu. Bă, dar ce frumos se vede, uitați-vă și voi în vechi. Bă, ești de văd? Bă, sigur dreapta? Eu nu știu unde sunt. Bă, cum dracu schimb, mă? Cine m-a pus să dau pe realist, bă? Bă, prost sunt, mă. Prost sunt, bă, eu nu știu să joc și eu l-am dat pe realist, bă. Cum deschid geamă, bă, băga mea și picioarele, mor de ciudă. Lați așa, să râdeți de mine, bă. N-am văzut nicio creangă, nimic, stai să văd să nu sar dracu de pe linie.
E bine. Tragi de el și se deschide. Nu merge. Ha? Eu te dracu că pot să scoi capul prin geam. Da, da, nu merge, mă. Nu se dă, mă, niciun geam, nimica. Trag de el în jos, în sus. În jos ar trebui să merg. Salut, Adrian, bine venit. Am înțeles. Deci, pe la urmă, nu mi-a zis, vă place, nu vă place, nici voi nu știți. Ideea e să face noapte. Și eu nu știu unde... Oh, temperatura. E bine, mergem așa încet. Ce mi-ai trimis acolo? Mi-ai trimis ceva, Smile, dar nu știu ce mi-ai trimis. Urcă, bă, banditul, bă. Asta mi-ar mai trebui, să o iau înapoi. Dar oare cum mi-a stat dacă mă dau jos? Oare merge mai repede el? Ah, lasă că ne uităm la urmă. Stai să aprind lumina în cabină. Ia uite. Ce ai făcut, bobiți? Dar se încălzește motorul, băi, ești nebun? Hopa! Nu, îl mai las. A ajuns pe portocaliu, dar îl mai las. Uite că nu urcă la deal, ești nebun? Oare îmi trebuia demaraj? Zici că e doar warning, de ignor. Păi nu conduc eu. Salut, Dragoș. Bă, dar cât mai avem, bă? Eu n-ajung la deal, mă. Să mă bată tata dacă ajung. Când faci live cu tren sim? Păi ăsta tot cu trenuri e Andrei. A, ajung, mă? Ajung, mă. A, mă, că ajunge, ce dracu. Dar uite aici cum se vede lumina de la cabină. Ce frumos se vede. Hai mă că merge, ce ai? Ajungem unde trebuie. Numai știi ce? Trebuie să facem dreapta undeva. La următoarea facem dreapta. La următoarea trebuie să facem dreapta, boșilor. Salut, Ștefan, salut. Opa, ia auzi cum se aude aici, ia. Mamă, ce ai făcut, boss? Ventilator cabină, ia, că m-a luat căldura, ia. Bă, 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 bă. E bine, e bine. Aici nu știu unde sunt. A,
Ar trebui să mă opresc, să răcesc motorul un pic. Nu? Tu nu crezi că e bine? Apasă pe hartă. Dar bine, mă, ci mă încurajezi și tu să mă bată tata dacă te mint. Să mă bată tata dacă te mint. Mă încurajezi maxim și tu. Bă, dar ce frumos se vede, bă, aici, mă. Uite-te, rac. No, bine, unde mergem, fraților? Muntele ăsta, nu știu cum să spun, ăsta nu cred că trebuia să fie aici. Eu nu cred că suntem unde trebuie. Salut, Antone, salut. Stai să vedem unde dracu ne duce. Suntem exact unde trebuie. Bă, nu știm unde suntem. Nu, mă, nu. Hai că facem. Bă, nu știu. Vezi ce scrie? Unde? Ce scrie unde? Unde? La gară? Să văd la gară, să văd unde? Să văd ce scrie la gară? Dar nici ăsta nu se duce, bă. Nu pot să fug, mă. Când sunt pe real, nu mă lasă, mă. În spatele tău. Unde... Pui mie în spatele meu. Stai, mă. Nu mai scrie cu litere mari că te crăp. Aici, gata, bă, l-am văzut. Biroul stației, dar unde? Că la e, nu scrie, mă. Pierdut și găsit. Ce pierdut? Ce e aici? La lumina verde de pe acoperiș. Ce să stea? Nu trebuie să transportați această licență cu dumneavoastră, puteți? A cui să stea? Care le-a pierdut, mă? Nu pot să le iau? A, da? Dar eu le-am pus în sertar la mine. Ce dracu caut aici? Că am vestiarul meu. Păi de ce sunt aici? Și că a zis că unii... Mamă, cum se văd luminile... Uitați-vă cum se văd luminile astea pe clădiri. Băi, Jemun. Uitați-vă și voi ce reflexie aici. Bă, lumina verde, cică. Care lumina verde, mă? Aici, pe Macara, pe laterală? Nu. Unde, mă? Băi, aici e biroul stației, ce e aici, se vede? Aici mi-arată unde sunt, mă, da. Dar asta e întoarsă cu curul în jos, mă. Nu te cred! Băi, știți unde trebuia să ajungem noi? Noi aici trebuia să ajungem. Ai, Doamne! Văleu! Văleu! Văleu, 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 văleu! Băi, fratele meu! Bă, dar a mers bine până aici! Vai de viața mea. Deci noi suntem aici la Gâfâ. Ce Gâfâ e? Fabrica de mărfuri și oraș. Păi nu că am ajuns bine, nu? Nu era așa și dincolo? Mâfâ. Ce era Mâfâ? Stai că nu mai... Mâfâ, fabrica de mașini. A, ok, mă. Bă, dar cum dracu m-am uitat eu, mă, pe busul ăla asta, mă, pe armăsa, dracu. Băi, nu știu să mă uit pe busul ăla. Băi,
Aleu. Mama, mă doare capul să mă bată tata dacă te mint. Băi, cum dracu am ajuns aici, mă? Oh, viața mea. Mare caricatură de om sunt. Hala review, bă, review-uri ca la mine nu găsiți nicăieri, bă. Bă, nicăieri, credeți-vă pe cuvânt. E unici aici. Băi, fotofrii, ești nebun. Am făcut-o și pe asta, da. Bă, n-am, mă, o oră jumate am în joc. Ce sunteți de buni? De unde dracu să știu, mă? Eu când am dat acolo să fie cel mai dificil, eu nu m-am așteptat că nu mă lasă nici cu taste, nici bla bla bla. Eu am crezut că dificil în sensul că nu-mi dă prea multe informații, știi? Boss, da, aici, scuză-mă pe mine, deci eu m-am dus total greșit, eu am plecat din start rău. Acum am 2 ore jumate, da. Hai că îmi place pe realistic, da, mă, nu, pe realistic poți să joci pe realistic, dar trebuie să ai experiență, trebuie să cunoști harta, frate. Trebuie să știi unde trebuie să mergi. Nu ne pui prost cu busolă și aia care nu știe să citească, îl pui să se ducă el. Deci eu normal în nord-vest trebuia să mă duc, da? Eu cred că am pus busola exact cum mă uit acum, uitându-mă la hartă. Ai, Doamne. Acum ce fac, mă întorc înapoi? Ai, Doamne, Doamne, Doamne. Nu, e clar că salvarea e eșuată. Păi am verificat, bă, Smiley, și tu ai zis că da, e bine. Tu zici să iau în sus, că e mai aproape? A, și după aia cobor la MF, sau cum? Oh, Doamne, 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 că proști. Proști, Doamne. Am mai consumat și curentul. E și noaptea, dracu. Cât e ceasul? Unde mi-arată cât e ceasul? Aici? E doar 10? E 10 ceasul. Am înțeles. Calumea, ce să mă mai cac pe mine. E bun că am ajuns până aici. Am ajuns sau n-am ajuns? Am ajuns până aici. Bă, da, ce frumos se văd luminile astea, să mă bată tata dacă te mint. Cât de realiste sunt halourile pe clădiri. Iarăși la blocuri, la apartamente, în orașe, ce frumos se vede. Nu fac, mă, niciun MFFF. Schimb că vreau și eu taste, vreau și eu alea. Bă, nu, acum serios, să uite că sunteți 25 aici de oameni. Că, na, bine, eu am vorbit numai cu 5 dintre voi. Spuneți-mi și mie că aici, de exemplu, dacă te pui și dormi, trece timpul. Înțelegeți? Ia. Și pui cât vrei tu să dormi, cât vrei. Dorel vrea să doarmă 8 ore. Pac, ia să vedem. S-a pus jos și șlafă-l. Ia uite-l, doarme. Salut, salut. Salut, Tudor, salut. Bine venit. Spuneți-mi voi mie ce părere aveți. Uite că e 6 și 10 minute, se luminează. Prindem și răsăritul. Deci dacă mai avea și ceva aici, oameni pe aici, prin gări, era perfect. Da, 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 știu, ci că pe viitor o să bage. Degeaba te las că nu poți să postezi pe chat acolo, că nu te lasă chat-ul. Bun, băi, vreau să știu ce părere aveți. Merită bănuții? Merită 40 de euro jocul ăsta? Adică... ce ați văzut până acum? Că eu nu l-am cumpărat încă.
Dar nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Că, bine, nici nu l-am depistat. Adică n-am jucat foarte mult. Uite, aici avem, cam în orice stație, în orice gară, avem un service din ăsta. Aici e serviciul locomotivelor. Și aici plătim, facem upgrade-uri la locomotive, reparăm locomotiva, roți, cadru, bla 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 bla. Și de aici alimentăm. Ia uitați, pac. Bine, n-avem locomotiva aici, dar în principiu cam asta putem face în zona asta, înțelegeți? E destul de nice așa. Mie îmi plac. V-am spus, unele texturi arată chiar foarte bine. Ce nu-mi place, nu-mi place la linie. Uitați-vă și voi cum se vede, vedeți? Calea ferată nu e chiar super wow. În rest, arată decent. Nu se merită 40 de euro pe jocul ăsta. Poate 20, dar nu 40. Da, și eu zic că 40 totuși e destul de mult. 40 de euro. Bănuiesc că 40 de euro a pus și ei pentru... Pentru că... E și VR, zic eu. Altfel nu mi-explic. Nu îl găsesc pe instant. M-am uitat, nu îl găsesc nicăieri. Că am vrut să-l cumpăr aseară. Dar nu îl găsesc nicăieri. E 40 de euro pe Steam. 39 de euro. Nu... Nu. Un euro, zice Adrian. Hai, Adrian. Acum... Acum dai cu troll și nu... Nu e ok. Nu e ok. De ce să dai cu troll? Stai așa, că nici nu pot să-mi dau escape. Ești nebun? Păi de ce nu mai merge să-i dau escape? Nu mă lasă să ies afară de aici. Ești nebun? Trebuie să mă urc în locomotivă ca să mă lase sau cum? Mamă, ce am făcut o lată, bă, ești nebun la cap. Nu, nu mă lasă, mă. Dar de ce nu mă lasă, mă, pe escape? Escape doar cu mouse-ul, e pe realist, dar nu merge. Ia uite cum s-aude ventilatorul ăsta. Trebuie să-l oprești, dracu. Ok. Taci-mă din gură. Nu înțeleg, frate, nu înțeleg. Pe bune că nu înțeleg, asta e frâna. De ce nu merge escape acum? Uite, acum nu merge escape-ul, efectiv. Nu merge. Uite, apăs escape și nu merge. Nici așa. Să mă bate tata dacă vă min... Ah, ok, hai că am rezolvat ceva. Și acum eu nu mai găsesc salvări, nu? Nu mai găsesc, îmi dă salvarea de ieri. Ah, nu mai îmi dă salvare. Bă, ești nebun. Nu-mi dă salvare, mă. Mamă. Da, mă, vreau să schimb, să pun altă dificultate, mă. Că nu e ok, frate, că nu... Trebuie să fii profi, adică să știi jocul foarte bine, să joci pe avansați, pe bune, dacă nu, n-am nicio șansă, ești nebun la cap, n-ai văzut. Mamă, ce mă pișcă, ce mă pișcă să mă bată tata. Bă, dar nu știu cum am intrat în țară ăștia aici, să mor dacă știu. Asta e salvarea care a rămas. Dar unde pot să văd toate salvările? Ce, e plin de țânțari. Am dat, m-am dat și pe picioare. Nu, e închis. Nu știu.
Nici apă nu mi-aduce. Lasă că l-am găsit piratat. Joacă-l tu piratat. Joacă-l tu piratat. Da, stați așa un pic. Raport de erori, conversații comunitate. Nu. Uite, uite că am găsit. Na. Da, acum și să mai fac. Standard, trebuie să las din prima. Păi și acum mă dă de aici pe standard. N-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Noapte bună, Andrei. Nu ai ce să... N-ai cum să joci piratat, că ăsta a primit update acum, tu pe la piratat ai update? N-ai nicio laie. Păi da, dar îți deschid o nouă salvare sau cum? Că asta e aia veche. Eu vreau nou. A, uite, uite, aseară. A, gata, mă, ce ai? Ia. Așa. Ia să vedem. Gata, mă, l-am găsit. Hă? E ăla bun, oare? Nu e ăla. Aici e, mi-a mai rămas un rezitorial. Am salvat ăla pe standard, da. Dar e cu tutorial. Mamă, dar ce am gafat-o, ești nebun, m-am trezit în partea cealaltă, ești cu capul. Driving Cooper train out of the train has been saved at this point. Deci. Ce mă nervează că nu pot să dau harta asta cum vreau eu, doar așa pot să mă uit la ea, știi? Nu știu din ce țară, din America cred. Nu știu. Trebuie să mergi la Steel Mill, acolo de unde am plecat eu. Eu sunt acum pe varianta asta. Ok. Gata. Ei, și acum ar trebui să meargă... Ce se întâmplă, mă? Stai, mă, că ceva nu... Ok. Nu, dar ceva nu mă lasă să... Uite. Bă, dă-te în ceapa ta. Aaa, ce prost sunt, mă. Am apăsat din greșeală și mergeam într-o parte, mă. Ok, gata, gata, gata. Am înțeles ideea. Frâna e trasă. Aici totul e ok. Ștergătoare n-avem, lumini frontale. Așa. Goarna e aici. Ia să dăm în față acum. Ia să vedem. Merge? A, mergem acum, vezi? Prost eu. Gata. Acum am rezolvat. Acum am rezolvat. Bun. Trebuie să schimb macazul ăsta. Pac, frumos. Și dăm în față. Da, știu că săgeata albastră sunt eu. Ba nu să... Ba da. Ba da, săgeata albastră și acolo unii cu galben, acolo trebuie să ajung. Da, corect. Așa mă, așa da. Așa da, hai să dăm drumul acum. Să vedem dacă mai știm.
Salut, Marius G. Salut. Ce vreți, mă? Acum am văd și eu. Și voi odată cu mine, care nu știți. Am înțeles. Nu trebuie să accelerăm tot timpul, putem să o ținem și la relanti. E, acum putem să vedem și din afară, ia. Putem o laie, nu ne dă voie acum, trebuie să facem tutorialul. Păi e greu, în 8 ore ești beleaz, trebuie ore, zeci de ore ca să înțelegi jocul ăsta ca lumea. Sunt multe, multe chestii. Deci trebuie să oprim înainte de a schimba macazul, zice. Păi stai, mă! Oprește-l, mă. Nu s-a mai oprit. Dar ce nu se oprește, mă? Aaa, eu n-am pus frână, mă. Ce ai? Acum am pus frână. Trebuie să dau înapoi acum. Voi știți de asta? Le-am pus pe amândouă. Ca să opresc acolo, la înainte de semnal. Bă, dar ce o gafez așa, mă? Parcă zici că n-am jucat aseară, deloc. Frâna e pentru fricoși, a? A, bravo, mă. Așa. Scoateți harta schematică a stației. Harta schematică e asta. Și eu trebuie să ajung la punctul de service, acolo, la service, da? Dinspre nord-est. Deci eu vin dinspre nord-est, adică din dreapta, da? Dacă mă uit pe busola acum, n-am busola? Ba da. Ba piciorul, dacă știu unde să, cum să mă uit. Eu nu știu să mă uit pe busola, ești de bun? Da. Bun. F2. Ia, uite, mă. NATO. Eu v-am spus că are și așa ceva. Eu v-am spus că are și așa ceva. Dar voi nu, Batman. Asta e tabloul lui. Da? Exact ca în 3 simulator. Pauză. Da. You can move your mouse. Ok. Vezi? Exact ce spuneam. Bine, dar nu înțeleg. Change the switch ahead, be clicking on the... You need. Are și din asta.
Mamă, ce m-a speriat, bă, cam ieși. Mamă, ce m-a speriat. Mai frumos așa. Hai, mă, urcă sus. Se văd și ruțile, dacă nu dai cu nisip. Leonard, aseara a fost construction. Uite-te pe live-ul de aseară. Ok. Uzi, mă, bă. Dar nu merge, mă. L-ai schimbat, mă, cazul. Ce să mai schimb? A, nu era schimbat, mă. Dar cum, dracu, bă, că-l schimbasem? Asta a schimbat când l-am dat înapoi. Ok. S-a schimbat când am dat înapoi, mă. Oprim trenul la service acolo. Și terminăm tutorialul. Mamă, dar cum am dus invers să mă bată tata? Ovidiu și el e la ETS2, cred că. Dar nu fi ajuns la muncă. Bă, dar ce țeapă mi-am luat, bă. Salut, Daniel. Asta zic. Să vă rămâne aici pentru service. Haideți să vă luați altul pe care îl veți folosi pentru a vă lua noi comenzi. Bun. Gata, ne dăm jos de aici. Îl lăsăm așa că pe ăsta nu ne interesează. Și mergem la alălalt. Stai să reglăm linia. Asta am făcut eu ieri, înțelegeți? Mai un pic. Ia să văd. E bine. Pe asta nu putem folosi, că nu avem licență pentru ea. Abia am ajuns acasă, încă nu am deschis PC-ul, stăteam în umbră. Am înțeles. Am văzut că nu mai zici nimic în chat. Pentru asta nu avem licență, dar uitați-vă cum arată și asta. Asta seamănă mai cu LDH-ul nostru. Nu? Vezi? Deci asta când mai cuplezi locomotivă trebuie să o pui. Cu plaia albastră. N-avem ce să facem. Noi numai pentru asta avem licență. DE2. Vehicul 100%. Adică e ok. Bun. Să urcăm să zic. Deschidem ușa. Asta e locomotiva noastră. Moartea pasiunii. Acum nu știu cum să fac, să o pun cu fața, să o pun cu spatele încolo ca să fiu cu fața în partea aia. Corect. Deci trebuie să o pun cu fața în partea aia. Și cu spatele încolo. Bun. Nu? Da. Bun, hai să pornim. Ca să pornim șmecheria asta, avem câteva butoane simple. 1, 2, 3... Și asta e lumina de la
bord, da? Luminile astea. Ok, după care dăm de demarou ăsta. Păi eu zic să iei comanda și după ei locomotiva. Păi nu, că aici îmi spune parcați locomotiva pe placa rotativă dacă este aliniată corect. Eu fac ce-mi zice ăsta. Azi că iau eu comanda, nu-i problemă. Ce are? Bun. Merge. Să băgăm și lumină. Ia să vedem dacă luminile sunt ok. Să ajungă la canapea, da. Pe asta zic, da. Încă sunt în tutorial. Așa, și ce am mai zis că fac? Dau în față, frumos. Frânele e scoase. Asta nu e scoasă. Invers. Bam, 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 gata. Și dăm acum, ia. Încă n-am depistat care e tasta pentru goarnă. H-ul nu e sigur. Că m-am orientat. Deci de sară roțile, pe n-am cum să-i dau să sară roțile, mă. Ne oprim aici. Gata. Ne dăm jos. Și acum o dăm cu fața încolo. Să rămână spatele aici, că trebuie să facem manevră. Să ducem capătul la alt, că noi în partea aia trebuie să mergem. Da, 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 corect, 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 corect. Asta înseamnă că inverse. Invers. Așa. Mai dai o leacă, dorele ai. Mai o leacă, dorele. Gata. Acum haideți să vă arătăm biroul stației. Gata, mă, mai avem un pic și am terminat cu tutorialul vieții. Gata, stai așa să intru înăuntru. Era să mă baxez în birou. Bun, ia uite că am găsit și 100 de parai. Pentru a plăti întreținerea... ce ai făcut, mă, boss? Mi-ai dat ca să plătesc întreținerea pe bune? Taxe. Dar eu nu știu de ce trebuie să plătesc întreținere. Ca asta nu știu. Salut, Mr. Bogdan. Nu știu, n-am încercat, Aline. Deci, apăsați pe confirmare pentru a plăti. Păi nu merge. Ce să... Așa. Dar de ce trebuie să plătesc eu banii ăștia? Eu nu înțeleg. Asigurarea are nevoie să plătiți pentru a șterge toate taxele. Care asigurare? Ce asigurare? Că eu nu am nicio asigurare. Să mă bată tata dacă înțeleg cu asigurarea. 1431 și îmi șterge doar... Depun 100 de parai? Să fie primit. Și ca asigurare a acoperit toate taxele. Și acum dăm standard. Oferă o experiență echilibrată în care jocul este întâmpinat de provocări, dar permite tot și unele care de accesibilitate, cum ar fi teleportarea și vizualizarea externă. A. Merită toate așa, penalități pentru conducere proastă. Folosiți-l dacă doriți o experiență relaxată. Relaxantă. Creează o experiență cât mai realistă posibil, necesită multă răbdare și concentrare. Prețurile sunt majorate pentru a compensa ritmul mai lent. Da, vezi, mă, vezi, de asta am ales eu realistic, că vreau mai mulți bani. Nu dau realistic, nu dau, nu, că nu știu ce am de făcut. Nu, că mi-am luat ceapă odată, gata. Nu mai dau realistic. Ne-am luat-o odată. Vezi? A dispărut și Smile din peisaj. Nu mai râde, Aline. Nu mai râde, că nu-i de râs. Nu mai râde, că nu-i de râs. Ok. Gata, am terminat cu tutorialul.
Gata. Deci, avem așa. Comandă, ăsta e lung, ăsta e bun. Ăsta e la care l-am dus noi și l-am dus hăița. Ne-am dus în partea aia altă. Stai așa să le iau în mână un pic. Da, vezi că... fabrica de mărfuri și oraș. Fabrica de mărfuri și oraș. Da, acolo e la... nu e schimbat acum. A, dracu, acum mă trimite la GF ăsta. Nu te cred. Fabrica de mașini și oraș. Ia stai, mă. Asta e fabrica de mașini și oraș. Asta lăsăm aici. Asta ne dă 14.700. Asta ne dă 14.000. Ok. Noi oricum n-am făcut nimic până în momentul ăsta. Ăsta... și ăsta e 15.000. Fabrica de mașini și oraș. Tot acolo-i. Ăsta ne dă mai mult decât ăla, cu 1.000 de euro. Da. De ce nu? Și plăci îndoite de oțel. Ăsta ne dă 15. Dar are mai multe, are mai mult tonaj, are 230 de tone de asta. Nu se merită, mă, ce ai? 230 de tone. Ăsta are 400 de tone, să mă bată tata. Bine, nu am eu cu ce să duc ăsta. Ăsta aruncată. Deci trebuie să luăm așa, fabrică de mașini sau fabrică de mărfuri. Luăm ăsta cel mai ușor, 14.749. Ți-a scăzut încă? Păi așa învățăm și noi cu busul ăla. Lasă vrăjeala, Aline. Lasă vrăjeala. Faci mai mulți bani. Da, știu că fac mai mulți bani, dar eu acum... Fabrica de mașini și oraș... E în partea ailaltă. Mergem în partea ailaltă. Lăsați prostiile. Fabrica de... mașini. Gata, am văzut-o. Da, acolo-i, mă fu. Bun. Da, vezi, nasol că nu mă lasă să fac zoom când vreau. Și aici e zona muntoasă, dar nu-i ca aici, cât am urcat aici. Ha? Ba, da, tot o... Răză e. Bun, gata, am înțeles. Unde-i? Ăsta, cel mai ieftinior. Nu? Vi spuneți voi, nu? Mă duc la mărfuri? Nu, mă duc la mărfuri, că e, oricum e puțin și tonaj mai mult și nu. Ăsta, gata, îl băgăm pe ăsta. Luăm cartea. Am pus și locomotiva, am așezat-o în așa fel încât să... La B10 avem. Bun, hai să vedem. B10. Unde e B10? Uite-l. Asta e linia. B10, asta de aici. Bun. Mă și uit acum să văd în cazul și gata. B10, e bine, aici e bine. Aici e bine. Mă uit și în partea asta la altă. Aici nu e bine. Aici nu e bine. Asta zic. Așa, da. Gata. Să mergem să luăm, locomotiva noastră. Ăsta ce face aici? Ăsta pentru locomotivele pe cărbune. Acolo îmi pune cărbune și aici îmi pune apă. Ok. Ok, dar noi n-avem așa ceva. Înțelegeți?
Salut, Miță, salut. Păi... Scrie în titlu, boss. The Rail Valley. Ok, hai să ne urcăm sus. Bun. Să o pornim, că asta s-a oprit acum. Hai, mă, eu te atrag cu bă, că nu mai vrea. Asta zic. Deci, așteptăm să facem aer acum, că nu mai avem aer pentru frâne. Combustibil avem full, ulei avem, nisip avem, temperatura nu avem treabă cu ea. Ok. Luminile sunt bune. Ștergătoare nu avem nevoie. Ventilator, mă dăm drumul că... Da, hai să dăm drumul și la asta zic. Asta zic. Da, 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 are meniu în română, dar nu-i tradus în totalitate. Să nu mai trântesc ușa? Scuză-mă pe mine, scuză-mă, Robert. Iartă-mă, Robert. Iartă-mă, bă, Robert, mă. Bun. Frâna scoasă. Zicea... Ce tastă spunea? N-am... Da, mă, are dreptate, Alin. Grații albaștri, numai figuri aveți, bă, toți. Numai figuri aveți. Să-i dăm drumul, zic. Se pare mie sau am o frână de mână? Am o frână de mână trasă, dar nu știu care. A, ce ai făcut, mă? Care ai tras, mă, frâna de mână la locomotiva asta? Care ai tras frâna de mână, frații albaștri să fiți? Salut, cerule! Să nu mai pun nisip, am înțeles. Mă cetinește, am înțeles. Nu, eu zic că e decent jocul. Are o grafică bunicică. Și faptul că poți să faci atâtea lucruri, e mișto. Nu mai știu care frână mi-a zis să o folosesc. Nu mai știu care frână mi-a zis să folosesc. Le folosesc și eu pe toate de la măsa. Deci noi trebuie să ajungem în partea aia pe acolo. Este pe Steam, da, este pe Steam, Miță. Păi asta o să fac, ce crezi că fac? Le iau pe rând, ce pui mei. Da, goarna e dată, dracu, să mă bată tata dacă vă mint. Păi n-am zis. Bun. Bă. Schimbăm pe înainte. Hai să mergem să schimbăm acazul. Știu că pot să schimb de pe telefon, de pe stații, dar îmi place mai mult așa manual, vă spun sincer. Ce să fac? Îmi place mai mult. Și îmi place foarte mult cuplarea, frate. Cuplarea îmi place foarte mult. Locomotiva asta. Bun, ne-am așezat și pe scaun, scoatem frâna și pe cai. A, dar nu, stai că greșesc, stai să-l opresc.
Eu trebuie să merg pe o linie în față, că trebuie să ajung în partea aia. Nu asta trebuie să fac, că eu trebuie să merg în partea aia, boșilor. Eu asta trebuie să fac. A luat manualul? Așa. Eu trebuie să ajung la fabrica de mașini. Și fabrica de mașini e acolo. Stai. Unde e? Da, mă, acolo e, unde zic eu. Deci asta înseamnă că eu trebuie să mă duc în partea cealaltă. Și eu sunt acum din coace. Lasă-mă. Deci eu sunt pe B și pot să trec pe B ca să mă întorc pe... B10 în stânga. Păi eu am făcut degeaba mă acasă aici, mă. Ești și prost, mă. Eu trebuie să merg tot înainte, mă. Înțelegeți voi? Păi nu te chinui să tragi de el, că nu ești chiar totuși... Am și o leacă de mușchi pe mine, nu? Bun, deci noi mergem înainte aici. Mergem înainte că trebuie să ajungem în partea cealaltă. Noi în partea aia trebuie să mergem. Gata, am înțeles. Păi, ce ai făcut? Gata. Greu cum e, bă, greu. Da, nici mie nu prea îmi place să folosesc, dar sunt pe live și așa am trecut o grămadă de timp. De-aia mă grăbesc așa. Să mai prind din conținut să vă dau. E mai ușor la aeroport, e, na. Ce vrei? Construcțiile e viața noastră. Ei, na, vreau să prim mai mult conținut să vă dau de-aia. A, și încă o chestie, vedeți când filmează camera asta din third person, din externă, nu arată mecanicul de locomotivă. Iarăși, nu e o chestie super wow. Ce vrei, mă, Ovidiu, de atât am avut bani. Și așa e jocul împrumutat. Mă mai iei și tu la tur acum. Tot îmi vine să apăs pe frânele din 3 simulator, ești nebun. Jos. Întrebai pentru un prieten, am înțeles. Bă, acum serios, vă place jocul sau nu?
Pe B10, da? Schimbăm o dată macazul aici. Aici e bine. Acolo e bine. Aici e bine. Da, fac și eu ca Robert. Asta ar mai fi trebuit, fraților. Să avem... E bine, aici e bine. Să avem oameni pe aici, să avem mișcare, știi, să se miște o mașină, ceva, chestii de genul. Vă place mai mult Train Simulator România sau ăsta? Ia să vedem. Că sunt 25 aici. Și eu până acum am vorbit pe chat cu 5-6 oameni. Aici trebuie să gândești lucrurile, mă. Aici nu poți... Ia uite, bă, dracu, m-am urcat greșit. Hai că nimerim noi, pe la urmă. Urcăm și sus, dacă e. Ok. Ăsta? Serios? Până acum numai cu ăsta îi place de să România. 3 la 1. Hai că sunteți 25, votați! Ăsta sau 3 Simulator România? Nu stai doar în cabină, da? Și asta e adevărat. Aici ai dreptate. Să mă mai rog de smile, să mă mai lase să mai joc. Patru la 1, da. Și o vide, s-a băgat și o vide. Gata, boșilor. Hai să dăm și noi un save. Save, unii, Dorel, save. Suprascrie salvare. Asta zic. Bravo, Dorele. Bravo, Dorele, mâncați aia-și găina ta. Ok, să schimbăm inversorul. Frâna rămâne trasă. Ne dăm jos să facem cuplarea. Bă, asta îmi place, mă, asta îmi place mult. Stai întâi să verificăm dacă ăsta e... Ce trebuie să ducem aici? Ce trebuie să ducem noi? Deci, avem așa. Codurile. CF456. CFF909. CFF928. Și CFF893. Putem să spunem CFR, să nu mai spunem CFF? Zic, cum am zis, să spună lumea părere. A, uite, Mădălin ăsta. Daniel n-a zis nimic. Vezi că nu ai, să nu ai trase frânele. Da, lasă că verific. Acum verific. Ăsta era, frână pusă. Da, da, eu vreau să văd, să văd frânele alea puse. Nu văd. Nu-mi dau seama. Posibil. Trebuie să verificăm și aici. A, dar eu n-am făcut cuplarea și eu am scos frâna. Bravo, mă, deștept sunt. M-am luat după Robert. Salut, Crazy Dude. Da? Bă, mă bucur să aud asta. Eu nu mi-am permis încă să dau 40 de euro, dar cred că o să-l cumpăr și eu pe viitor. O să-l cumpăr și eu. Bun. Și să luăm furtunul. Cuplat.
Gata. Asta îmi place, bă. Bă, asta îmi place la nebunie, cu plare. Deci să-mi fac piciorul dacă nu. Da, bun, gata. Urcăm sus. Totul e aranjat. Hai să închid ușa totuși. Că avem aer condiționat, ce puii mei. Avem aer condiționat, bun, gata, scoatem frâna. Și pe cai că se filmează. Nu ne-am uitat la... combustibil avem. Bă, nu m-am uitat la ăsta, mă. Uitați așa un pic. La hartă, mă. Ok. Ok, și o să trebuia să facem dreapta, stânga și după aia... Bă, iar o iau razna. Iar mă duc ca Hegeș. Dreapta și stânga. Deci prima dată dreapta și după aia stânga. Bun, gata. Dracu, că iară fac prostii. Prima dată dreapta și după aia stânga. Bun, goarnă și am plecat, băieții. Ușor, nu te-am bala. Oh, să-ți dau nisip? Nu cred că ai nevoie de nisip, dă-te în puii mei. Salutare și luminiții de aer de la locomotivă și vagoane. Le-am pus, Alin. Cuplarea este candidat, mai ales în VR. Am văzut pe YouTube gameplay în VR. Da, da, dar grafic vorbind se vede mai bine. What the fuck? Și ăsta eram dator. Doamne, Ovidiu, ce dator erai, mă, omule? Ești nebun la cap. Dar nu erai dator, bă, omule, mă. Avem de la Ovidiuț. Ne-a lovit cu o palmă așa, ne-a dat una peste față. 49,99. Mulțumesc frumos. Bă, dar nu erai dator, bă, omule. Ești nebun la cap. Doamne ferește. Dacă și tu mai erai dator, păi, Doamne iartă-mă. Mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet. Gata, ai bani de joc, ăștia intră pe 25. Îl luăm pe 25, vedem atunci, da. Mulțumesc frumos, mersi frumos, omule. Mulțumesc frumos. Dar n-ai făcut robiniții, ba da, i-am făcut. Mulțumesc frumos, mersi din suflet, mersi din suflet. Gata, pe 25 luăm și noi bănuți. Luăm jocul. Deci să facem o serie. Bă, dar poate nu vă uitați. Încep serie și nu vă uitați. Să încep serie și să nu vă uitați. Vedeți voi atunci. Mersi mult. Mulțumesc din suflet, Ovidiu. Mulțumesc mult. Ce vorbești? Ce-s... Gata, mă. Gata, treaba e făcută. Stai, mă, să văd că ce rubinez n-am făcut. Mersi frumos, mulțumesc frumos, Robert. Robert, auzi, Ovidiu, mă pomenește Robert. Nu fac serie live, lasă-mă în pace că nu fac nicio serie live. Stați așa să văd ce rubineț, că ăsta zice că nu știu ce rubineț am făcut, aiurea. Mulțumesc încă o dată, Ovidiu. Mersi mult, omule. Oprește-te, mă. Mamă, ce greu să oprește, ești nebun. Am făcut, mă, rubineți. Ce rubineți? E tot cuplat, uite, aer. A, da, mă, ai dreptate, mă. De asta pleacă înfrânat, are dreptate, mă. Are dreptate, mă, ăsta. De asta s-a oprit greu, mă. Mersi frumos. Mersi frumos, Robert. Ovidiuț, jos pălăria. Bine, nu mai am pălărie, dar mersi mult, omule. Pe 25 promit că-l cumpăr. Pe 25 promit că-l cumpăr. Aaaa, repede, aaaa. Am greșit, mă, am uitat să cuplez furtunele, na. Ce să fac acum?
Bine că mi-ai spus, da. Deci dreapta am zis, da? Camera 8 dacă aveam, nu? A, uite că aveți și camera 8. Nu te cred ce frumoasă e încă. Jos pălăria, sus chelia, da. Mersi frumos, mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Mersi mult. Bă, dacă se mișcă... Opa, creanga. Dracu, s-a ferit, bă. Se aude și bine, bă. Se aude și bine de la masă. Da, mă, da. Eu n-am văzut, nu văzusem prima dată. Uite ce frumos se vede așa, nu? Bun. Și după aia trebuie să facem dreapta. A luat-o bine, bă? Bă, n-a luat-o bine asta. A, ba da, bă. M-a speriat, băga mea și piciorul. Am zis că n-a luat-o bine, dar a luat-o bine. Fraierul. Ia uite, bă, tractoare, bă. Bă, ești nebun? A, am înțeles, am înțeles că zi. Îți place un video? Să nu spui că te uiți și tu la trenuri de acum. Mersi frumos încă o dată. Mulțumesc frumos. O să îi spun un smile, mă mai lasă să mai joc până pe 25. Da, dar n-are rost că dacă încep serie trebuie să fac salvarea mea. Nu, stai să mă mai uit pe hartă odată. Dreapta, da? După aia. Da, mă, da, chiar îmi place ce ai, ești, e beton. Uite, și aici, combustibil. Poate sar dracu de pe șine. Stai să mai dau un save. Stai să mai dau un save, că... Cum să trec, mă? Mai am o grămadă. Doamne fer. Mai am o grămadă, boss. Dar ce fain, ce-mi place... Camera asta 8, uite-te și tu ce fain e. Auzi la el să trec.
Dă-i să-i sară roțile, da. Ce să-i sară roțile, că-mi sar mie roțile acuși. Nu m-am uitat la unde trebuie să trag eu. La C3I. Ok, o să ne oprim și vedem când ne apropiem acolo. C3I. Un F. Da, unde ești, mă? Dreapta e bine. O, să punem un pic de frân. 30, 30, 30. Aveam restricție de 30 aici, să nu vă împată tata. N-a sărit niciun vagon? Salut, Andrei, salut. N-a sărit niciun vagon. Aveam restricție de 30 acolo. Cam la deal. Hai, tata, dă-i. Mă caz la 300 de metri. Mă, crezi, dar ce să fac? Dacă asta e restricția, eu țin restricția, ce să... Ok. Stai, 10. Totuși, eu mai reduc un pic. Eu mai reduc un pic pe aici. Da, da, da. Salut, Vlad. Păi aici trebuie să schimb macazul. Nu? Că nu pot să merg toată în față. Că e blocată linia în față. Nu puteam să merg pe acolo. Vezi ce bine că am redus? Nu e bine. Am greșit. Am greșit. Uitați așa. Am greșit. Trebuie să dăm în spate. Am greșit rău. Pac. N-are nimic. Lasă-te rezolvăm. Dăm în spate înapoi.
frumos aici. Am să mai vin. Uite cum face, bă, Bobiți. Eu trebuie să fac dreapta aici undeva. Eu m-am dus în față, nu trebuia să intru în gara asta. Înțelegeți? N-a nimic, dăm încet înapoi. Da, așa e, Crazy, e destul de nașpa și eu nu prea să învăța cu femeia. Bine, nici n-aș avea cum, că a jucat foarte puțin. Uite, a zis că-s blocuri de galați. Da, eu în dreapta trebuia să mă duc, pe acolo trebuia să mă duc. Ia, mă, ușa. Aici, eu în dreapta trebuie să merg aici. Vezi? Dacă nu știi... Vine și noaptea, super. Eliberăm frânele. Ok. Ce frumusețe, ce frumusețe. E grele cu orientarea asta. Păi scuză-mă pe mine. Pentru prima dată în joc, de unde vrei? Să pun niște indicatoare, păi da? Timp avem, a? A reușit, bă, omule, cum? Păi eu? Eu să nu reușesc? Mama, măsii de treabă. Dar chiar trăiesc degeaba pe lumea asta? Ia lasă-mă mai bine închis așa, parcă duce mai bine. Salut, salut, Pavlov. Pavlov, scuze. Da, mă, îmi place. Îmi place, dar... După aia stânga... După aia înainte, dreapta. Stânga, dreapta, ok. Și o să ne oprim, să ne facem planurile. Am farurile, am. Ia uite. Păi n-are tata farul. Ia uite, fază lungă. Ia uite ce frumos se văd halourile. Na, ia de aici. Ești nebun la cap. E super tare jocul.
Ai gustul, de-te, dragă. A, uite ce frumos se văd umbrele la boscheț. Bă, bă-te, puii mei, uitați-vă un pic ce frumos se văd umbrele la boscheț. Fiți atenți aici, uitați-vă la boscheți, uite la iarbă, uite cum o lasă umbre. Vedeți? Doamne ferește! Nu știu, s-ar putea să fie integrată, nu știu, n-am testat. E prea tare, frate, prea tare, prea șmecher. Mai avem, bă, combustibil, mai avem. Cred că iau bani din bancă să le iau mai repede, până pe 25 nu mai rezist. Mersi frumos, mulțumesc pentru tot, Smile. Mersi mult, omule. Mersi mult pentru share. Da, da, foarte realiste. Foarte. Mulțumesc. Mersi mult, Smile, încă o dată. Ovidiu, nu mai zic. Mi-a dat peste joc. de metri până la acasă. Cum să-i dau, mă, 80? Ăsta e nebun. Bă, Robert, ce dracu? Te știam, mă, serios. Îți bagi joc de mine? Auzi, mă, să-i dau până la 80. Bă, dar ia stai că am zis că fac ceva. Dați așa un pic să salvez. Și am zis că fac o chestie. Unde am zis că fac? Stai. Aici, da. Dați așa un pic. Că nu-mi place mie, că se vede cursorul și n-ar trebui să se vadă. Înțelegeți? Da, dar tot se vede. La spart. A, dar dispare când nu miști. Ok. Cu 60 la dreapta, da? Bă, dar cum se văd, bă, băiatule, n-ai cum, bă, așa ceva ești nefant. M-am dus greșit. Shit! Trebuia să fac stânga și dreapta. Frână. Am văzut după aia. După aia mi-am dat seama. Sunt prea fascinat, bă, de el și nu mai pot să fiu atent. A doua gafă. A doua gafă. O să ne coste scump asta. Salut, Simon! Salut, Simon! Hai! Am ars-o! N-are aderință să mă bată tata. Deconectare motoare. Gamea și piciorul eu. Și cum am făcut? Bă, ești nebun. Bă, e prea tare, bă. Bă, ești nebun la cap. Da, da, era fain. Îți dai seama că era. Stai. Stai un pic. Bă, era fain și... De ce, băbiță?
ce ai băut durele, pufaică? Mință, la ce te referi, că nu înțeleg, să mă bată tata. Băi, ce tare a fost asta, bă. Nu vă că a pornit, a intrat siguranța, a căzut doar siguranța, ea merge. Stai dracu să opresc ventilatorul ăla, că mă doare capul. Băi, trebuie să dăm înapoi, bă, stați așa că trebuie să văd care e butonul pentru nisip. Uite-l, ăsta-i. Ăsta-i B-ul. B-ul-i. Ok, gata. Băi, ce tare a fost, bă. Băi, ce șmecher a... Ce șmecher a fost chestia asta. A fost șmecher rău. Bun. Și acum apăsăm B. Hai că apăsăm B dacă... Aha, aha. Taci, mă, din gură. Dă-i ușor. Se termină nisipul, să vezi tu atunci, golane, ce o iei în frâză. N-ai nimic, așa învățați. Am oprit nisipul. Gata. Nu mai dă nisipar. Dar se cunoaște cum nu-i dă nisipar. Nu, trebuie să-mi lăs nisipul. Salut, M Fantasy. E mai realist, dar n-ai conținut românesc. Na, nu prea e modabil așa, foarte modabil. Dar în schimb e mai realist decât 3 simulator. Mult mai realist. Și grafică mai bună. Să mă bată tata. Bă, da, voi ați văzut cum a făcut, mă? Ce scânteie a scos? Să opresc nisiparul, dracu. Nu, dar dacă îi opresc nisiparul, efectiv, nu mai are putere, mă. Nu are aderență. Îmi pare rău că nu pot să văd roțile acum. Că nu se văd, na, e... Hai că mai avem un pic. Mai avem o grămadă să mă bată tata și eu nu mai pot să-i dau în gușă. Și nisip nu mai am mult. Adică mai am, dar... Am belit-o. Da, așa e. Nu mai merge jos. Îl oprim un pic. Și lăsăm să sărăcească. Că nu reușim să dăm în spate, ești nebun? Păi știu. Păi de unde, Doamne iartă-mă, ce vrei să fac? Că eu îți vinovat, că am făcut dreapta, că mă uit pe chat la voi. Nebunilor. Uite-te și tu. Am avut 105 grade. Dă-i de la salvarea anterioară. Nu-i dau mă nici eu salvare, nimic. Mă chinui așa până dau în spate. Ce ai? Mai am mult? Mai am să mă bată tata. Ai de viața mea. Și că jocul ăsta poți să joci și multiplayer. Ce tare e, nu? Să te întâlnești cu colegul. Te traseu. Care dă înapoi? E fain să joci multiplayer cu prietene. Faci un server, știi? Bam, bam. Eu zic să închizi chat-ul. Eu zic să te închid pe tine. Opa. Ah, crezi că ai venit?
Îmi dai un pahar cu apă, te rog? Ai deschis ușa ca să dai cu șprei să vinți în țară la mine sau cum? Ia uite, eu și intrat atunci. Uite, eu intrat fluturii aici și aia, ești culmea. Uite-l aici și aia. Dă-mi place. Da, tate, da. Deci m-au disperat țânțarii ăștia. Nu mai dau nimica cu spatele. În față, nu mai dau în față, abia am ajuns până aici. Vedem. Dar ce repede crește temperatura aia să mă bată tata dacă te mint. Ce bă, eu n-am pus să fac o cursă, bă. Ești nebun. Până acela baltă nu erau țânțari, da. Dar măsa, dracu. Tu mi-e cap, I-am dat și la cocoșel, i-am dat. Asta ia foc să mă bată tata dacă te mint. Ori o ard, ori o ia, o ard. Nu mai merge, am consumat și nisipul să mă bată tata dacă te mint. Nu mai dă, bă, uite-te și tu, merge cu 0,5 km la oră. Ce, bă, nu mai dă un milimetru înapoi, ești nebun. Bă, și nu mai aveam mult, mă. Uite-te și tu cât mai aveam. Uite-te și tu cât mai aveam, bă, băiatule. Băga-mea și picioarele să-mi bag. Nu ai voie să iei două locomotive, Robert. M-ai omorât și tu, bă, cu două locomotive astea.
Deci dacă nu mai termina cu astea două locomotive, n-ai voie să iei două locomotive, înțelegi? Ce dracu se întâmplă, mă? Ia uite, mă. Tu să mă dai măte să-ți put eu, că m-ai omorât, m-ai terminat psihic. Psihic m-ai terminat. Grijania mătii. Nu făceam dreapta, pe la 80 săream de pe linie, aia era. Dar ce se duce în jos, mă? Ce are ăsta? E nebun? Doamne feri. Stai, mă, că el tot se duce în jos. De ce se duce în jos? Nu știu. Aici am închinat eu steagul? El se duce tot jos, mă. Ce are, mă, ăsta e nebun? E o tastă apăsată, dar n-am nicio tastă apăsată. E nebun la cap ăsta, mă. Băi, ești nebun, n-ai cum așa ceva. Doamne ferește, nu te cred. Evidențiere semne. Aaaa, uite, vă vezi că pot să scot asta să nu mai evidențieze. Evidențiere cabină. Controle. Bun, gata. Bă, dar ce tâmpenie, dă-te-n măștea pe gheață. A, cum mergi? Nu merge, tot așa faci. Nu te cred așa ceva. Tu scura mătii. Și nici de aici nu pot să dau jos de pe taste. Nu te cred așa ceva. N-are nicio treabă. Nu e. Bă, nu te cred așa ceva. Fiți atenți că eu nu pot acum, uite, el tot se duce în jos. Ceva nu e ok. Mor, mă neduș. O fi bine? Da, hai să vedem. Gata, pleci, Roberte? Pe ce ai făcut, mă? Păi eu care am zis că mă duci până la final. Mersi mult, mersi mult că ai fost aici. Noapte bună. Hai să văd unde suntem. Da, suntem departe, bă, ce ai? Suntem departe, nu e bine. Bă, ești nebun. Bă, dar tot pleacă în jos, mă, nu te cred, mă. Tot 23 minute, dar mai devreme nu-mi dai? Cum dracu ajunge așa de repede acolo, bă, frate?
Tocmai aici ajungi. Când ajungi atât de repede acolo? Eu pe asta o vreau și nu mi-o dă fi antenă un pic, dacă poți să înțelegi așa ceva. Tu-ți dumne... Cred că am prins-o, ia. S-a făcut lumină. Nu, 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 acolo era mâine la muncă și eu mă duc la muncă mâine. E un bug ăla, cred că. Sau e de la mine din cauza volanului să fie ceva? Se poate. A, ce ai făcut, mă? Că ăsta e mai târziu. Ce ăsta, mă? Doamne ferește. Bă, ești nebun? Deci eu nu pot să iau salvare, vă știți de asta? Nu te cred așa ceva. Deschideți o salvare, corect. Așa, mă, fratele meu. Aici. A, tot așa se duce jos. Nu, e clar, e de la mine atunci. Dați așa un pic. Să ies din joc, să intră. Păi nu, că se mișcă, ce să șterg? Lasă, stai așa un pic, că încerc din nou. S-ar putea să fie din cauza volanului. S-ar putea să fie din cauza volanului. Da. Să nu mai umblăm la volan. Înțelegeți? Volanul e piesa. Da, cred că îl iau și eu. Adică cred, îl iau. Îl iau și începem o serie, nu? Ia să vedem. Așa da? Așa da? Înainte, stânga și dreapta. Bun. Luminile sunt aprinse. Ok. Ușor cu mobila. Dar și aici plec greu de pe loc, bă, ești nebun la cap, nu te cred așa ceva. Trebuie să dau o salvare mai în spate, bă, ești nebun la cap. Doamne ferește, nu te cred așa ceva. Ăsta nu mai urcă, bă, dacă rămâne în deal. Deci, locomotiva asta e atât de slabă, că dacă ai rămas într-o pantă de asta, nu mai urci. Acolo rămâi. Trebuie să-i dai în spate și să o iei de la capăt. Ia să vedem acum. Stai ușor, nu te agita. Vezi, prost eu.
super ok oricum. Că nu poți sta jos, obosește caracterul. Păi stă jos, cum nu stă jos, uite. Gama, apeși X. Faină faza cu cringele, le de la o parte. Plăcere. ...400 de metri. Avem... Vezi că nu mai arată marginea aia când mă uit spre manetă. Avem acasă în 400 de metri. Bună, Rama, bună, bine venit. Ce ai bai, da de greu, de greu? Nebunule. Îți trebuie locomotivă puternică, frate. Dacă să ajungi la locomotivă puternică, îți trebuie bani. Bă, dar ce flamă a făcut, bă, ce frumos a făcut acolo. A, e bine. Stânga și după aia dreapta. Acum coboară la vale, hai. Du-te, puile. Mai am motorină, nu mai am. Da, da, consumă și ulei asta, bă. Îmi place foarte mult camera 8. Deci camera asta îmi place foarte mult. Stați așa să vedeți. Ia uitați. Super mișto. Cum se oprește ea. Se vede în ceață imaginea. Păi reflexia de la geam se întunecă. Ce să-i fac? Unde se vede în ceață? Eu nu văd că se vede în ceață. Nu se vede în ceață. Nu, e de la tine. E de la tine în cazul ăsta.
Hai, iar am dat de deal, băga mea, și am uitat să-mi iau demaraj. Să mor tu. Bă, dar cum dracu, mă, deal, vale, iară deal, iară vale, ce, Doamne, iartă. Și aici dreapta, nu? A, nu urc mai aici. Nu urc, mă, ce ai? Că urcă la deal. Ba da, mă, hai, hai că se revin. Băi, ești nebun. Dar mă, s-a dracu. Se vede bine, se vede bine pe noapte. Ok, va trebui să ne oprim, dar... Un dracu să ne oprim. Ce 1 cât? Ce 3i? Ce 3i? Venim din sud. Da, corect, venim din sud. Asta înseamnă că facem dreapta. Deci facem dreapta și stânga. Da. Hai că am învățat să ne uităm și pe busolă. Da, așa este, costă foarte mult. Trebuie să muncești mult așa cu locomotiva asta ca să reușești să... Uite-te și tu că mai am un pic să ajung, să ajung și... Uite ce greu urcă. Hai să mă bată tata. Uite-te și tu cât mai am, băi. Nu! Am pus-o. Shit! Am pus-o. Am îmbulinat-o. Am îmbulinat-o. Am dus Hegeș, rău de tot. Trebuia să mă duc în stânga și după aia să mă duc acolo. Să mă bată tata. Și nu pot să mă duc la vale, că dacă mă duc la vale acolo,
Eu după aia nu mai pot urca. N-am lanternă, mă. Eu dacă mă duc la vale aici, eu nu mai pot urca. Că aici începe să coboare la vale. În niciun caz. În niciun caz. Mai greabă mă duc înainte și eu intru pe linie din partea aia altă. Înțelegeți? Ce zic eu? Și mă duc și intru pe partea aia altă că e drept. Că altfel o pun în viață, frate. Aici mă duc în stânga. Așa, că aici nu avem. Corect. Gata. Frumos, tata. Asta e fază lungă, mă. Ia stai, mă, să vedem și cu fazele astea ce dracu-i. Asta e fază lungă. Ok. Hai, mă, urcă sus. Dar nu mă ta, dracu. Of, 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 of. Așa facem. Lasă că stau în picioare mai bine. Asta e. Mai greșește-o. Acum spre partea elaltă să-mi dau de vale. Ce frumos se vede, băi, ești nebun. Aici trebuie să vină, în zona asta.
Ha, ce chestie. Greu, bă. A, dar de asta e greu. Că n-am pus-o și pe asta la altă. Bun. Stai așa un pic. Că ar trebui să fac marcazul acolo. Deci aici acum mă duc dreapta. Ok. Și aici ar trebui să mă duc stânga. Ia stai așa un pic să vedem manualul. Deci acum vin din nord. Da, ar trebui să mă duc stânga. Corect. A? Mă duc bine aici? Da. Aici tot înainte. Vreau să văd ce cale ferată mi-arată aici. Dar nu mi-arată numărul de cale ferată aici. Băi, ești nebun? Bă, ce Doamne iartă-mă, mă, ce cale ferată e aici? Fuck. Să nu spui că aici, dar nu, că aici e depou, e service, n-ai treabă aici. Uite, aici sunt alte locomotive. Avem pe Abur. Au ce locomotivă pe Abur aici? Asta e din aia moare. Nu-mi place, nu-mi place aia. Asta e din alea mici. Dar aia nu-mi place. Noapte, noapte bună, Crazy, noapte bună. Da, da, eu nu găsesc. Că normal alea trebuia să fie, să fie numerotate. Mai sunt altele pe aici și nu știu, eu nu le văd eu. Da, da, eu nu le văd numărul. Cum e posibil? Nu ar fi trebuit să am numerele? Asta e către baza militară. Păi ești nebun la cap. Nu te cred așa ceva. Da, nu, că nu, eu nu vin din nord acum, vin din... stai. Eu vin din sud acum. Eu vin din sud. Și trebuia să mă duc dreapta. Da, eu de aici vin. Da? Trecem de 1L, deci ăsta ar trebui să fie 1L. De aici, din stânga. Da? Care n-avem treabă cu el. Și după aia, la următorul macaș, trebuie să facem dreapta și după aia stânga. Adică, aici trebuie să facem dreapta.
Și după aia trebuie să facem stânga. Și aici trebuie să oprim. Dar ideea e că nu mai este niciun alt macaz. Mai vedeți voi un macaz? Eu nu văd. Uite, ăsta se întoarce înapoi, nu știu cum. Băi, eu sunt unde trebuie, mă. Da, mă, sunt unde trebuie. E mai încolo, mă. Stai, mă. Ia uite, dracu, m-am urcat sus. Deci undeva pe aici trebuie să ajung. Fără DLC-ul. Dacă dorești să te mai ajut fără DLC-ul cu aeroportul. Păi când sunt live... Când sunt live, îmi scrii și intri. Bun, dar de ce nu mi le arată? De ce nu mi le arată numerul toate? Să zicem că veneam din sud, de aici. Nu, din nord. Nordul e în față, da? Eu de acolo vin. Da, și aș trebui... Să mă bată tata, dacă înțeleg. Triajul e acolo, da? Cum iau legătura cu tine? Păi o să luăm legătura prin Steam, prin Facebook, vedem noi atunci. Tu îmi scrii pe chat aici și eu te trimit pe Facebook să-mi dai un buzz și te sun. Îți dau parola și intri. Și eu te sun, auzi, vorbesc prostii. Da, mă, dar de ce nu-mi dă mie parola? De ce nu-mi dă asta, mă? Cum îi zice? De ce nu-s numerul tate, mă, astea? Ha? De ce nu sunt numerul tate astea? Deci eu în momentul de față, eu vin din nord acum, da? Și din nord ar trebui să fac stânga. Ce greu e! Stai că m-a rătăcit. Deci eu vin din nord. Să mă bată tata. Nu trebuie să fac dreapta. Trebuie să merg tot înainte. Doamne feri. Doamne feri dacă mai înțeleg ceva. Da, mă, da. Bine, Eugen, bine, mersi mult. Nu mai știu, mă, ce e aici, ești nebun la cap. Pentru că nu mi-arată nimic semne. Doamne ferește. E greu.
Semnele bifate. Așa ceva. Să mă bată tata dacă înțeleg. Păi de aici am venit cu trenul, de aici am venit. Și după aia dreapta aici. A, uite-le, mă. Dumnezeare, am mătii să-ți fut. A, și eu am venit pe linia asfaltă. Dar măta dracu să-ți fie. Deci acolo n-am nicio treabă. Acolo e gară de călători sau ceva de genul. Tu zbura, mătii. Bun. Aici schimbăm. Pe asta trebuie să intrăm noi. Tu zgura, mătii, uite bă ce mi-a făcut. Uite cât timp am pierdut acolo. Asta, pe asta am venit noi, mă. Nu mai știu pe care am venit să mă bată tata. Ba nu, pe asta am venit. E grele, domnule, e grele. E grele. Ok, și aici trebuie să mă întorc înapoi acum. Bun. Hai. Că ne-am lămurit într-un final. Mersi, Aline. Dar mă, s-a dracu. Nu se vede nimic. Uite cât timp am pierdut acolo. Salut, Alex. Da. E destul de greu. Asta e clar. Asta e clar. Îți trebuie un pic de timp să te acomodezi, mai ales dacă ai jucat 3 simulator. E greluț. Dar în schimb, grafica e bună. Nu știu, îmi plac foarte mult și luminile. Sunt multe lipsuri, într-adevăr, dar e un joc cu potențial bun. Dacă mai bagă și AI-uri, mai bagă și oameni, NPC-uri, e super. E super. Da, eu am greșit-o din prima, m-am...
Ok. Scoatem frânele. Oprim și aici luminile. Ok. Combustibilul cum stăm? Ah, mai avem jumătate. Luminile le-am stins. Bun. Ventilatorul. De fapt asta pot să-l las, mă. Păi nu se oprește? Știți cum se oprește drăcia asta? Băieții? Aha, întrerupere combustibil. Ați înțeles, da? Băi ăștia. Bun, normal eu ar trebui să decuplez acum, dar hai să vedem ce zice șeful aici. Cale așa, vagoanele decuplează următoarele vagoane la stația linia Papavang. Bun, și după aia, pentru a finaliza cu introduceți această broșură în cel mai apropiat validator de comenzi. Bun. Deci acum ar trebui să mă dau jos. Am închis ușa. Ne dăm jos. Decuplăm. Așa. Prima dată închidem furtunele. Așa. Decuplăm de acelea. Stai așa să desfac ăsta. Bă, ce-mi place. Băi, ești nebun, ce-mi place. E prea tare, frate. Stai așa să trag și frâna la un vagon, bă. Să nu plece dracul la vale. Bam! Ia uite ce frumos. Te să întrebi cum se... Da. Vai, așa rău a ajuns CFR-ul. Ce să faci, mă? Na, arată-ți ni greu. Bun, și acum unii găsesc eu baza mea, biroul meu. Parcă în partea elaltă era, nu? Acolo-i. Uite-l. Da. Ce ai făcut, mă, bobiță? E super tare, frate. Aline, să înțeleg că tu ăla e, a? Dar parcă și tu mi-ai zis odată de el, dacă nu mă înșel, nu? Acolo sunt licențele mele. Bun, hai să băgăm validatorul acilișa. Mai avem ceva taxe de plătit? Ia să vedem. Să plătiți pentru a șterge toate taxele. Dar ce e el 028 eu? Nu știu, bă, nu plătesc nimic, lasă-mă în pace, anulare. Bun, să-i dăm ăsta. Ia să vedem. 69 de minute, bonus de timp. Ce are ăsta? Banii! Vai, am crezut că... Băi, nu mi-a zis că mi-a dat bani, mă! Bă, mi-a dat bani! Cât scrie acolo? 22.123? Și cum îi bag în portofel? Stai un pic. Ei, băi, nu da banii pe jos, bă, cațaș. Ia uite, bă, la el, bă, dă banii pe jos, bă. Stați așa să văd cum iau banii. Așa, mă, tata, mă, 24.000. Băi, ești nebun. Păi mi-a dat bonus, mă. Unde e ăla? Stai așa, că trebuie să văd unde mi-a pus raportul. Zice așa, mutați vagoanele, pac, bifă, validați comanda, pac, pac, pac. Bun. Și le-am făcut în 69 de minute. Bine, la noi a durat mai mult din cauza că... Ok, și uite, fii atent că am și ștampilă. Mi-a dat plata de bază 14.749, mă. Hai, bă, pentru începător m-am mișcat bine. Deraiat, puteți încă să vă repuneți vagoanele pe șine pentru a finaliza jobul și pentru a primi plata sau puteți renunța la comandă aruncându-o la coșul de gunoi.
Aha, deci dacă deraiem, aleluia, normal, ce dracu să mai pui pe... Dacă ai deraiat, ai deraiat. Ca să nu plătești taxe așa mari, ar trebui să bagi trenul la serviciu și să faci plinul. Păi asta facem. Asta o să facem. Asta o să și facem. Ia să vedem. Bonus de timp. Mi-a dat 7300, încă jumătate mi-a dat. Pentru că am ajuns în timp util. Băi, ești nebun. Da, da, mie nu-mi scrie acolo în cât timp trebuie să fac. Îmi scria? Nu scria. Nu scria. Ha. Nu scria. Ok. Uitați așa să mai dau. Bine făcut. Nu s-au produs pagube asupra proprietăților din DRV sau mediul înconjurător. Ține tot așa. Oh. Păi n-am taxe. Nu? Fără daune asupra mediului înconjurător. Nu. Bun, și cu raportul ăsta ce fac? Îl arunc undeva, îl pun undeva? Eu știu că aveam un vestiar, dar... Nu aici. Aici e Buda. Dar nu știu unde e vestiarul ăla. Nu cred că am vestiar aici. Nu cred. Nu. No. Asta se deschide? Nu. No. E ora 3 și 20. Ar trebui să dormim. Că la ora asta n-avem pe nimeni acolo la combustibil, nu? Sau ea lucrează 24 din 24? Nu e așa, mă? Ce facem cu asta? Ia. Raport, bam, bam, bam. Asta l-am în mână. Ok. Și pot să pun în rucsac. A, le pun în rucsac, mă, gata. Stai așa, să punem așa. 2, 3. Portofelul lasă-l la urmă, dracu. Așa. Să luăm și pe astea. Ia să vedem. Și le punem și pe astea în rucsac. Ce puii mei. Hai să le lăsăm aici jos astea și alea sus. Nu? Parcă e altceva. Ți iau coșul de gunoi? Nu. No. Nu. No. Bun, nu e rău. Nu e rău. Nu e rău deloc. Aici le arunci la coșul de gunoi dacă vrei să nu mai faci. La HB acolo sunt o grămadă de încărcați și de făcut, vedeți? Pe centru. Aici avem și animale. Pâini, cașcavală, alea. Aici e călători. Ok. Deci noi suntem acileșa. Bă, dar ce cât am urcat, bă. Deci nu-mi place deloc când trebuie să urc. Nu-mi place. Licențe. Confirmare. 1000. Întreținere manuală. Adică. Cum adică întreținere manuală? $200.000 costă locomotivă. Băi, ești nebun.
La manevre, uite, 1000. Dar cât îți dă la manevre? Hai că dau 1000, dar cât îmi dă? Să fac manevre. Da, lasă că trebuie să mai vedem noi și cât ne apucăm de serie. Că dacă arătăm totul acum, apoi n-am făcut nimic. Coplată rămasă, total coplată. Toleranță la taxe. Bonus timp înainte determinat, licențe obținute. De șase îmi place, cum nu-mi place? De șase era aia care am arătat-o, aia roșie. E frumoasă aia. De ce să nu-mi placă aia? Îmi place. Hai să ne culcăm vreo 2 ore. Și aia e. Și aia, ia uite, bă, dracu. Zic 2 ore și el... Aleluia, tată. Bă, nu știu cum să vă spun, dar dacă voi până la ora 12 ați stat cu mine în jocul ăsta, iertați-mă pe mine. Adică, pe bune, 20 de oameni să... Facem un review de 3 ore jumătate. Bine, review, e mult spus review. Ne-am jucat și noi pe aici și am văzut una alta. Da, ce să zic. Bă, mie îmi place. E frumușel. Sunt lipsuri, într-adevăr. Lipsesc cu desăvârșire NPC-urile. Lipsesc mașini, aiuri, trenuri, vagoane pe aici, mișcare, înțelegeți? Asta da, dar și că se promite că în viitor se vor face toate treburile astea. Oricum o să revin și eu cu mai multe informații, o să mă mai documentez. Și o să vă spun exact despre ce este vorba, adică în sensul că... Da, să știți exact ce update-uri viitoare o să avem. Dar în principiu așa s-a auzit că o să avem NPC-uri, o să avem AI, tren și așa mai departe. Ar fi interesant. Oricum, se poate juca multiplayer joculețul ăsta. Asta înseamnă că dacă intri, nu știu dacă, câți jucători poți să intri, adică cum poți să joci multiplayer. Dar bănuiesc că dacă intri... Ia să vedem, dăm o salvare acum. Să scrie salvarea. Bănuiesc că dacă intri în sandbox, stai așa un pic. Da, da, nu e rău. Ia să vedem în sandbox. Cred că aici ar trebui să fie sesiune joc liber 1 default scenariu. Bă, nu, totuși nu cred că e aici. A, aici îți faci tu și te plimbi cu trenul. A, aici e free room. La sandbox acolo. Deci acolo e free room. Înțelegeți? Deci nu aici poți să joci. Păi, dar și unde poți să joci? Stai un pic, că nu mai înțeleg. A, au un plan pe viitor? Am înțeles. Dacă mi-e așa, zicea și... Smile. Smile așa a zis. E multiplayer, acum... Cred că n-am înțeles eu. Dar dacă mai vine și multiplayer, a bine, nu asta mă interesează. Uite, Derive Valley este în continuă dezvoltare. Vedeți cele mai recente noutăți de la Alt Future. A fost? Dar nu știu, am văzut și eu că sunt moduri pentru joculețul ăsta. Am văzut, dar nu știu cum, adică cred că dacă aprofundez un pic, dau seama cum trebuie,
băgate modurile, dar chiar nu știu. Chiar nu știu de unde să încep și unde să... Știu sigur că sunt moduri pentru el. Așa, că m-a luat somnul. Hai. Hai că vă las. Fraților, ne oprim aici. Bă, un joc frumos. Eu zic că e decent la capitolul grafică. Iar la gameplay, bă, ai ce să faci? Ai ce să faci? Nu numai te plimbi. Adică, na, ați văzut cuplare, îți pune un pic mintea la contribuție, trebuie să vezi, să cunoști. Nu e chiar, nu e chiar ușor și plus de asta trebuie să ai grijă de locomotivă. Ați văzut și voi ce se întâmplă. Da. Și electrice, da, am auzit că bagă și electrice, da. E clar că asta, locomotivă pe care noi am avut-o, e una săraca, vai de steaua ei. În sensul că... E slăbuță. Și nu trage la deal. O să vedem cum evoluează. Până la urmă aștept și comentariile voastre vis-a-vis de joculeți. Nu uitați să lăsați un like, să share-uiți acest live și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Îi mulțumim lui Dan pentru membership. Îi mulțumim și pentru membership. Pentru membership, dar și pentru membru oferit cadou. Îi mulțumim și lui Ovidiuț pentru gestul său din seara asta și, bineînțeles, membrilor. Dragii mei, ce să zic, noapte bună, ne întâlnim data viitoare. Nu știu când e data viitoare, dar sper să fie săptămâna asta. Stați aproape. Hai, vă salut, noapte bună! Mi-a dispărut... Stați că vroiam să fac ceva, dar mi-a dispărut ăla. Oh, păi cum s-a putut face așa ceva? Nu înțeleg. Oferta aia care îmi spusese ieri de TZV, na, că am pierdut-o acum. Na. Frumos. Bravo, Dorelai. Hai, să aveți noapte bună, numai bine. Mersi, Ovidiuț, mersi încă o dată. A, și să-mi lăsați comentarii dacă vreți serie.